În trecut, așa cum am menționat de altfel și în acum câteva minute, am realizat și alte proiecte în Medgidia. Dați-mi voie să readuc aminte despre proiectul care a prevăzut renovarea grădiniței din Medgidia, care se află acum la dispoziția locuitorilor, copiilor din Medgidia și a cărei inaugurare a fost făcută de însăși vicepremierul Republicii Turcia. Pe viitor ne-am putea gândi, știu și eu, la niște activități sau la unele activități pe partea de protejare a patrimoniului cultural, conservarea unor monumente culturale care se află pe teritoriul Medgidiei. Această renovare cuprinde doar clădirea în sine sau este vorba și despre dotare cu mobilier, cu aparatură? Hastane ile ilgili sorobo projesa dege renovasyonu mu içeriyor yoksa donanımında içeriyor? Şu anda sadece renovasyonu konuştuk. Renovasyona yakın olarak tekrar donanım konusunda tekrar irtibatta kalacağız ve tekrar değerlendireceğiz. În acest moment am discutat exclusiv de partea de renovare, dar sigur că suntem receptivi și deschiși și la discuțiile legate de partea de dotarea acestui. Este probabil cea mai importantă investiție, pentru că este vorba de viața oamenilor. În acest spital se pot salva vieți. Și nefiind funcțional, închipuiți-vă, distanța între Medgidia și Constanța este destul de mare, iar viața unui om se poate salva într-un minut, în 5 minute, în 10 minute. Așa că pentru această mare susținere de care beneficiază municipiul Medgidia din partea Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă, este probabil cea mai importantă din, ca și activitate, ca și investiție din România. Pentru acest lucru le mulțumesc. Și le mulțumesc în numele medgidienilor, în numele celor 140.000 de oameni care sunt arondați la sistemul de sănătate la Spitalul Municipal Medgidia. Dacă nu există acest ajutor din partea guvernului turc, avea primăria posibilitatea să facă singură lucrările acestea, această investiție de 1 milion de euro? Nici de cum. Primăria Medgidia mai are de plătit încă datorii până în 2028, multe datorii, iar bani pentru această investiție cu siguranță nu am fi avut. Cu atât mai mult, faptul că ne-a întins o mână, să spun, de ajutor în momente în care pâlpâie poate ultimele clipe de viața unor oameni și pot fi salvați, este un lucru extraordinar. Păi pe 20 septembrie anul trecut, dacă nu mă înșel și nu cred că mă înșel, sau acum 2 ani, nu, acum 2 ani, au primit, s-a semnat contractul cu firma respectivă, după care pe data de 20 noiembrie ne-au spus că nu mai pot să continui. Au început acea vandalizare, să-i spun, a ambulatorului de specialitate, am fost nevoiți la 30 decembrie să preluăm cu pază noi spitalul, obiectivul, și din acel moment îl păzim noi din când în când și cu ajutorul celor de la pază și ordine din municipiul Medgidia.
Este închisă apă, închis curent, închis tot. Puteți să estimați o valoare a viitoarelor dotări? De câți bani ați avea nevoie? Păi eu v-aș spune că în proiectul care a fost, era vorba de 2.900.000 de euro fără TVA. Numai pentru dotări, în care intrau un CT, un RMN, 6 aparate Röntgen, plus ecografe, plus EKG-uri, plus calculatoare pentru dispensarul TBC, pentru tot. Domnul mi-a spus că există riscul ca pacienții care pleacă la Constanța sau în altă parte chiar să moară pe drum. Cu cât de bine ajută un astfel de ambulatoriu? Încercăm să înțelegem. În primul rând ajută pe cetățenii Medgidiei. Pentru indiferent de vârstă și de sex. Pentru că una este să mergi, de exemplu, pentru afecțiune renală, să te duci până la Constanța și alta să știi că ai un medic nefrolog sau urolog la Medgidia. Deci noi acum avem aprobat în categoria 3 a spitalului un ambulator, medici urologi, medici nefrologi, medici de boli interne, de oncologie medicală. Când vă spun oncologie medicală, hai să ne gândim că este acea boală nenorocită care se numește cancer. Deci pacienții trebuie să meargă până la Constanța. În momentul în care medicii vor fi la Medgidia, nu vor mai face acea deplasare inutilă, din punctul meu de vedere, până la Constanța. Decât dacă va fi necesară intervenția, internarea lor în clinica de la Constanța. Ce s-a întâmplat cu primul proiect? De ce a ieșuat? De ce s-a pierdut finanțarea europeană? Deci, în luna, eu vă spun ceea ce cunosc. Deși eram viceprimar, nu am gestionat acest proiect, vă spun exact ce cunosc din punctul ăsta de vedere. A fost o finanțare din fonduri europene în valoare de 6 milioane de euro pentru reabilitarea ambulatoriu. A existat o echipă de proiect cu un manager, domnul City Manager Mirica Dumitru, care a gestionat acest proiect, care nu l-a gestionat de fapt pentru că am pierdut finanțarea. Iar clădirea a fost, ați văzut în ce stadiu a rămas. Care e motivul pentru care s-a pierdut de fapt finanțarea? Ce anume nu a făcut? Din punctul meu de vedere nu a gestionat corect proiectul, pentru că finanțarea a fost semnată, numai că ulterior nu s-au făcut tragerile. Nu știu de ce au existat aceste neînțelegeri și nici nu am date în acest sens. Ce înseamnă trageri? Tragerile înseamnă solicitarea de sume de la Ministerul Fondurilor Europene în baza lucrărilor efectuate de constructor. Deci managerul de proiect trebuia să ceară banii ca să poată plăti echipa. Așa se derulează un proiect pe fonduri europene. Și acum aveți încă datorii către constructor? Suntem în instanță cu constructorul, din câte cunosc, și cu furnizorul de aparatură medicală.